Ei, salutare tuturor, eu sunt Cătălin Jucăr și astăzi v-am pregătit un episod special. Astăzi ne uităm la exorcizare. Dacă apăsați acolo un like, o să facem și episodul 2. Hai să începem. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, să facem mai mulți abonați. Exorcizare. Prima dată la Cătălin Talin și la urmă începem. Să vă... Cătălin Talent și astăzi vreau să fac o exorcizare adevărată pentru că Prima dată este să râdeți și voi dragul și la urmă meu și începem. trebuie să iasă satana din mine. Să lăsați în comentarii dacă vreți și episodul 2. Și mai bine eu ăsta. Tu o ce mă și cu capul? Ce te pun eu să dea cu capul? Hai să începem la ceva. Hai la ceva mai serios, fraților. Să găsim aici exorcizare. Ia uitați-o cum o duce pe femeia asta la exorcizare. Nu am că vă sparge urechile. Așa mai încet. Bă, fraților, țâpa asta de n-am văzut așa. Mamă, mamă, cu țâpă. Iau, iau ăsta, nu duce la doctor. Duceți la Sfânta Maicuță, care e drag cu mea, mă. Hai, e drag cu mea, mă, n-am văzut așa ceva. Vă las cu videoclipul. Hai să începem. Gata cu videoclipul acesta, hai să mai căutăm altul. Hai lăsați până la capăt să vă uitați și voi. Bun, fraților, treaba asta cu exorcizarea numai dacă ai dracu tine. Și dacă vă place episoade din ăștia, oameni care gheară ca nebunii, apăsați și voi acolo un like, să strângem mai multe like-uri și să vă abonați. Mamă, mamă, băi! Ia uzi, ce o lăsa ca să nu o ducă la... Să nu o ducă la spital. Ia uzi, oamenii ăștia să se fac și e datoria. Bă... Nu pot să cred, fraților. Ia uzi, îi faceți rău. Păi cum mai bine, mă, mama este, îi face rău dacă... Ai și dracu din ea.
Acum ar trebui să o lasă să se o liniștească. A mai intrat golul cu ea. Lăsați-o, că a intrat dracu în ea. Și acum a ieșit. Bă, fraților, hai să mai căutăm alt episod cu exorcizare. Bă, fraților, chiar îmi plac. Ăștia chiar lesbiară. Și am vrut și vă să vă arăt. Dar asta e, să vă arăt unul mai fain. Să vi-l arăt unul de mai de groază. Exorcizare. Bă, fraților, pe care vă arăt în asta, că e foarte... Nu știu cum să vă spun eu, foarte creepy. Exorcizarea. Bă, fraților, știi pe care o vedem? O vedem pe asta. Dacă vă speriați, asta e. Apăsați acolo un like. Aoleo! Mă fac iar ăștia reclame. Uitați-vă, fraților, până la capăt. Asta. Ia uitați. Exorcizare. Ai intrat dracu în ea, bă. Fraților, că a intrat dracu în ea, că e de bun la cap. Bă, cum merge, fraților? Bă, cum merge, bă? Ești nebun la cap? Fraților, o să mai căutăm altul, fiindcă e super interesant când te uiți la asta. Să vedem pe care să mai o căutăm, fraților. Ia să lăsați un comentariu. De asta, să-mi dăm aici. Nu, că e prea creepy pentru voi și voi sunteți nici foarte. Hai pe asta cu exorcizarea. Să vedeți că vorbește cu demonul. Uitați-vă până la capăt. Dăm în față. Ăsta spune bla 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 de aici. Of women? You get out of the way. You get out of the way.
Uitați-vă până la capăt la videoclipul ăsta să strângem măcar 10 like-uri și să vă abonați să fiți mai multă lume. Puteți să trimiteți și link să se uite și pe Facebook, pe ce vreți voi, dacă mai vreți episoade de genul. Deci, fraților, sper că v-a plăcut episodul acesta. Dacă mai veți episoade cu exorcizare, apăsați și voi acolo un like, să vă abonați să fie mai multă lume pe canalul Cătălin Joker. Eu v-am salutat. Pa, pa!